Acum mergem mai departe, pentru că de obicei când vine vorba de nearică, atmosfera știți cum e, incendiară aici, ne amuzăm, suntem puși pe glume, mâncăm, bem, ne distrăm. Astăzi însă nearică vine după câteva zile de chin. Ați aflat cu toții din presă și ați văzut că ceva mai devreme ne-a spus și dumnealui. S-a speculat și foarte mult pe acest subiect, dar de fapt ce s-a întâmplat în realitate ne povestește chiar Rică Răducanu. E aici. Merdenele. Da, mă, am schimbat meniul, să vezi ce mișto e. Dar s-o cute tot de soția dumneata? Bă, ia de mănâncă și stai de încure. Am înțeles. Mulțumesc mult de tot, Nearică. Știu că ai pofte. A, am pofte, Nearică, cred că sunt sărcinat. Nu știu ce se întâmplă. Ce faci, bre, Nearică? Spune-mi cum te simți. Credeam că nu mai vin pe aici. Dar cum te simți? Mi-ai dat emoții. Mamă, ce vânătaie e pe mână de la perfuzii. Peste tot și pe burți. Dar ce ai pățit? Prima dată, și cum mai de mult așa, toată lumea avem prostată la bătrânețe așa. N-am avut probleme. Seara mai mă sculam, mai luam pastile, mai... Și într-o zi m-am sculat și nimic, nu mai puteam să loc. Să te duci la baie. Da. A stat, mă luase și tremuratul, niciodată n-am pățit așa ceva. Nevastă mea ce-a dau tot telefon la salvare. Până a venit salvarea, eu era să mor dacă nu uite. Îți spun precis. Tremuram tot, adică dacă n-am pățit așa ceva, eu nu sunt învățat. Și în primul rând mă panicai singur. Eu sunt și... Te-ai speriat, te-ai panicat. Sunt și rău de boală așa, vorba nevastă. Mai bine mă îmbolnăvesc eu decât... Nu sunt bun. Dar... Că n-am fost bolnav așa tare și ce-a fost, dar am trecut repede. M-a luat salvarea, m-a dus la un spital. Vă spun precis, că să nu văd jos pe la spitale, tata, că e moarte. Nu, cât sunt eu de Răducanu, a vrut oamenii să mă ajute, dar a stat degeaba vreo săptămână pe acolo, mi-a băgat sonde, și până mi-a dat drumul acasă. Nu cred. Da. Băi, noaptea, gata, am intrat în fibrații de alea. Iarăși. După ce ați plecat rău, de la săptămână... Rău. Deci după ce ați ieșit de la spital, după o săptămână, a doua zi... Mi-a dat drumul acasă, a zis să scot sot, dacă poate e bine și gata. Și? Nimic, am dus acasă și era să mor. Am vrut să fug cu mașina singur, dar nu mai reacționam eu. M-a dus un vecin, tot acolo, că e aproape. A zis, tot de acolo am plecat, că am făcut să externare. Plecați cu o zi înainte. M-a adus, adevărul că n-are niciun doctor urolog, sunt stagiari, vine cu aia de inima pe mână, alea, adică... Stetoscopul. Nu e nimic, tată, să zici, bă, gata, face ceva, că aveți o infecție, că... Și hai să vedem ce naiba face. A stat, a zis că... Să vedea dacă e așa, eu am plecat. Iar am plecat, acasă. Ați plecat de la spital la două. Și am găsit pe cineva întâmplător, pe un doctor care e excelent, om calm, a umblat pe afară, a lucrat acolo. Și la Culentina eu mai mă duceam. Dar aici e o secție nouă de urologie. Nu știu, oamenii, v-am spus... Pregătiți. Au și aparatură cu domn profesor. La spitala Culentina, nu? Da. Și? Dom'le, îți spun precis că m-am simțit și eu... Tratat bine. Și tratat. Când m-a luat în prima, m-a bat într-un separ, aveam aer condiționat, aveam frigider, aveam televizor. Condiții. Adică am vrut eu. Civilizația, adică. Și zice, hai să mă controleze. Mă controlează, zice, Nearică, hai de repede că te bag la treabă, direct. La operație? Direct. Eu știu că seama, înainte să vă opereze, seara. M-ați sunat în dimineața aia, m-a impresionat foarte tare telefonul dumneavoastră. Adică, știi cum e, neînvățat și mă simțeam rău, nu știam cu cine să vorbesc. V-a fost frică? Da. Și v-a operat? Și eu, imediat, m-am dus și m-a băgat pe masă. Eu am umblat peste tot și a zis că nu-i de operație. Doctor, dai mea, că... Și când m-am dus acolo, dacă mai stăteai puțin, gata. Putea să fie grav. Da, păi zicea că
urina să varsă în sânge, mi-a explicat cu mine, că eu nu mă pricep eu, dar cât de fraierești, păi încerc să înveți. Și să, rinichi, m-a operat tata, adică te bagă, îți face anestezie. M-a dus acolo, nu știu ce mi-a făcut, noaptea m-a băgat la reanimare până dimineață, stai acolo, nu te miști, nu bei apă, nu nimic, adică ești mort. Nici mor, nu știu nimic. Când te trezești puțin așa din alea, de picioarele, din anestezie, nu le simți deloc. Am mai avut când jucam, așa zis, dar am zis, băi, poate chiar așa repede să... Mi-a fost frică, să știu. V-a fost frică? Da. V-ați gândit la cei mai rău? Da, cum? Ce să mai... Păcut. Dar mă, ta ești un om puternic, ai trecut prin multe. Așa zice și nevastă mea, da. Am trecut pe multe, dar văd că nu mai rezist. Cum nu mai rezistați? Nu mai e viața aia a ta. Neînvățat, eu învățat să umblu, să fac, să alerg, să beau ce vreau, să mănânc ce vreau. Aici acum nu mai e nimic, n-am voie nimic, decât apă. Dar v-a dat peste cap toată... și ciorbă. N-ai voie să stai în fund prea mult, n-ai că... M-a tăiat, s-a tăiat complet înăuntru. Adică n-am voie să fac baie rece, mai multe. Trebuie să aveți grijă... N-am voie să beau, n-am voie să... Asta e cea mai șucărită. Asta e. E urâtă. Vă spun, am trecut, poate că mai târziu m-am dus, sau bine că m-am dus și acum, nu știu ce s-a întâmplat, o să știe precis, dar e urâtă treaba. Toate sunt urâte, după părerea mea, toate bolile, toate, dar asta mi s-a părut că m-a atacat prea tare. Nearică, de te văd că ești bine, bre. Ești puternic, acum ești în refacere. Ești în refacere, ești bine. Și eu am grijă de mata, bre, că ai zis că n-ai voie să bei nimic? Apă, doar ce? Apă. Atât? Apă și mai ce? Apă și dacă să mă înșorbe tot în fel de apă, trebuie să beau strecurate. Apă și eu nu suport. Ce? Nu pot să beau apă. Ce râzi, bă, ce râzi de asta? Păi ce vrei? Hai să spun. Berea nu e bună? Nu, nu știu dacă e bună, că n-am întrebat, dar a zis fără cât apă. 4 kg, 2 kg. Pe ea. Bă, nearică, mă atezi. Fiți fii atent. Tăteam cu unul în cameră, l-am băgat și vinise de la Zdagov. Tot mai mic, 60 și ceva, dar... Și tot la fel ca mine, nu știu ce. Pe mine mă bagă la miercuri la operație, pe el joi. A stat, a ieșit, el l-a luat joi. El, când seara înainte de să-l ducă la treabă, a început ciugulea de toate, mânca ca șobolane. Eu, uite, băi, frate, ce mănâncă ăsta? Nu, eu nu mai aveam poftă. Mânca pentru că știa că nu mai are voie după aia. Eu știu, nu, așa am mâncat și pălmă, am văzut. Băi, și-a început să gâlcăie, gâlcăia câte 4 kg a băut. De apă? Da, mă, frate. Băi, bine a făcut, fii atent. Și mergem și pe mine m-a operat, m-a adus. Haide, mai stau cu sond, dar nu știu ce. Păi el l-a adus și el. După două zile, da. A stat în cap, vorbeam, el bea tot apă în continuu. Eu mai bea și eu, dar nu beau. Nu prea intra apa. Da. Și... Băi, nene, vine doctorul, hai să vă scot sondele. Da. Și când îl scoate pe el, tata, scoate lui, ca să vedem care e treaba, că e șmecher el. Băi, pleacă la toaletă, băi, nene, și bă, Victorie, de când am mai avut jet? El. Dar eu, bravo, măcață, acum să scoată și mie. Eu bine, mă, bravo, Doamne, ajută să mă duc. Mă duc și tot așa, bă, nimic. Mă duc la veciu, tot așa, mă durea. Nimic. Am intrat în alte, în panică altceva. Te-ai gândit că n-ai reușit operația? Nu, mă gândeam că e altceva. Și? M-am dus, am început să plâng, m-am luat plâns. A venit doctor. Și bine, adică ăsta l-ai operat mai de pe mine și eu zic, uite și el ce se plice și urmă. Adică aveam optică și pe ăla, pe cuvântul ăla. Adică cum, pe cuvântul ăla, dacă mă credeți. Și doctorul, bă, adică el așa, n-ai ai băut apă, m-am băut și aia o jumătate de chilă. Mă, până la urmă, eu să beau. De la 2 litri se declanșează treaba. Da, am zis, știu, bă, dragul, acum ce să fac, nu mor dacă beau, dar nu, am băut și eu vă 3 kg. 3 kg, am înțeles. A stat, băiatul ce face? Da? Cătălin. Eu te-l pe ăsta, sare de la mine, da.
Cătălin dă telefoane, săracul, toată ziua, tot. Eu nu știam care e Cătălin. Mă, te crezi că vorbeam de mine? Da, a zis Cătălin, stai, iar a zis, care vreau tu? Cătălin, e bine acolo, mă sună săracul tot timpul, la tata, să nu știu ce, lanțe la fel, sunt plecat și... Nearică, să știi că eu mă bucur mult că m-ai sunat în dimineața aia, pentru că e o relație între noi așa specială. Păi da, nu știam pe cine a zis, să spun pe Cătă, poate știe el pe cineva. Și îți mulțumesc mult de tot și vreau să... Tu ești ca băiatul meu, ce... Și vreau să spun ceva, bă, Nearică, că m-am gândit să am grijă de matale. Pe cuvântul meu, Bănearică, mata mi-a adus plăcintă de fiecare dată când vii la emisiune. Mi-a aduci zi, merdenele. Dacă doctorul a zis să bei câte 2 litri pe zi, 2-3. Stai liniștit, Bănearică. Stai liniștit. Stai așa, stai un pic, că n-am terminat treaba, Bănearică. Păi cum crezi că suntem oameni serioși aici? Băia bun să mă rog. Ia uite, Bănearică. Tu și... Ia așa. Nu am. Îți fac și o poză așa, să te bată doctorul. Ia uite, Bănearică. Hai, bă, ce dracu, mă. Ia uite, Bănearică. Stai că mă am. Bre, ți-a zis doctorul să bea apă? Ia, și pe asta. Ia uite, tată, ia. Cum ai zis că îl cheamă pe doctor? De ce-i că nu beau apă? Cum îl cheamă? Ca unii. Cum? Ca unii, adică ca unii, ca alții. Da, și eu când am auzit, ca unii ești mata... Dar zici că e doctor bun. Da, e cât mine de mare și... Dar ești și profesionist. Tot m-a fost pe afară. Doctore, sănătate și mulțumim că l-ai făcut bine pe Nearică. Ia Nearică și asta să nu cadă. Să trăiască toată trupa, tată. Ia, Nearică, stai un pic, bre, că ți-a zis că ai voie și ceai, nu? Aia, nu mai beau. Ia uite, bre, ce scrie pe ceaiul ăsta? Ce scrie? Prostată, pe cuvânt? Prostată și vizică. Prostată și vizică, uite asta, ia vezi. Asta și rinichi. Și rinichi, da? Da, nu ne-ai avut. Ce? Nu le-ai găsit. Bre, pentru matale mă duc oriunde trebuie. Uite, am și ceaiurile astea, Nearică, ia-le și pe astea. Și stai că acum m-am gândit că dacă tot ai venit la emisiune, bă, Nearică, să te servesc și cu un ceai, bre, că ar fi păcat să pleci așa. Ar fi păcat să pleci fără să bei un ceai. Gata, bă, Nearică, ce zici? Bă, ce mișto era la roze, așa? Cum? Parcă era mai... Bă, e ceai ăsta? E... Culoarea trebuie să fie ea. A, ceai. Păi, bă, Nearică, respectăm ce a zis doctorul. Nu intră, a? Ce? Dacă era la roze, îl dădeam de-n vole. Să mă rog, dacă nu. Păi știți, dar nu-i bun, Nearică. Domn profesor, când vin, după ce bea astea, vin la control, da? Nearică, îți dea Dumnezeu sănătate, te iubim mult de tot, știi treaba asta. Să fii puternic. Nu, rămâi așa, las, că te căutăm noi. Stai, liniștit, stai, până nu le bei, nu pleci. Vrei să știi sigur că bei totul. Mai ai un ceai, Nearică? Nu mai. De ce? Vrei... Te rog frumos, nimic la matat trebuie să fiu ca la copiii mici, 2 litri pe zi trebuie. Nimic, mă, pe ce să aibă, că nu trebuie și zahăr ce ăla, e de prostată și vezică. 2 litri pe zi trebuie să bei, 2-3? Gata, mă. Da, trebuie să bei 2-3? Da. Te rog frumos, deci vezi că te sun în fiecare zi și... Ce? N-ai băut ceai la viața mea ta? Nu prea. Când jucam, mai beam dimineața, dar na. Da, de la detei? Nu știu de ce aia, mai știe. Da. Băi, nene, ce... Da, mă. Da. Ia vezi. Astea-s cadourile pe la 70 de ani. Să fii sănătos, tată, să stărească trupa. Dacă beau asta, cred că... Aleu, am jetul... Pot să fac... Nearică, îmi place, ai rămas cu simțul umorului, ești în formă ca de obicei.